Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, o ediție specială a emisiunii noastre astăzi, pentru că încercăm să facem o avanpremieră a sezonului 2018-2019 în Liga 1 la fotbal, a 101-a ediție. Sezonul trecut a fost cel cu numărul 100 din istoria fotbalului românesc. Vedem ce se va întâmpla în următoarele 300 și ceva de zile, cine va câștiga campionatul, cine va ajunge în play-off, mai ales că foarte, foarte multe formații și-au anunțat acest obiectiv, calificarea între primele 6. Printre acestea se numără și cele din zona Moldovei. Două la număr, FC Botoșani și Politehnica Iași au anunțat ca obiectiv calificarea în play-off. Vom vedea ce se va întâmpla. Avem informații de la aceste două grupări în următoarele aproximativ 50 de minute. Invitații sunt în studio, vă spun foarte pe scurt, fără să intru în dialog deocamdată cu ei, Tibor Selimeș, noul director sportiv al Politehnicii Iași și antrenorul principal, Flaviu Stoican. Aceștia sunt. Un interviu în exclusivitate puteți urmări tot astăzi la Regiunea Neobiectiv cu finanțatorul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, și prin telefon va intra, sperăm să și reușim, pentru că e pe drum spre Cluj-Napoca, Costel Enache, antrenorul botoșenenilor. Botoșenenii chiar deschid mâine noul sezon. Până să intrăm în discuții, mergem la Roxana, care ne aduce știrile zilei. La ora 18, jurnalul regional, cel mai important jurnal din zona Moldovei. Roxana, te ascultăm. Bună ziua, bun găsit! Sunt într-adevăr mai multe subiecte care ne-au atras atenția și astăzi. În primul rând, calvarul oamenilor din Bacău pare fără sfârșit. Este deja a șasea zi în care trebuie să stea fără apă potabilă. În ciuda faptului că angajații companiei de apă au susținut că vor relua furnizarea în această dimineață între orele 6 și 8, la robinete nu a curs niciun strop. Prima defecțiune a avut loc sâmbătă, iar luni a fost remediată. Marți, conductele au cedat iar. Reprezentanții Companiei Regionale de Apă Bacău spun că avaria a fost cauzată de execuția defectuoasă a conductei noi de aducțiune de la Valea Uzului. Autoritățile susțin că avariile care lasă periodic Bacăul fără apă sunt cauzate de greșelile de proiectare și execuție la tronsonul reabilitat în 2011 cu peste 80 de milioane de euro din fonduri europene. Aflați la limita răbdării, oamenii cer socoteală celor vinovați. E anormal, trebuia această lucrare de la Uitus, de ani de zile trebuia făcută. De ani de zile. Puteți să cărați atâta apă? Greu, dar trebuie căruțul, doamnă. Dacă nu s-a făcut bine la timpul potrivit, acum suportăm consecințele. Este bătaie de joc. Este mai rău ca în timpul războiului. De câte ori ați cărat astăzi apă? Sunt de-a doua oară, Nu a curs apa aici în zona gării, nicio picătură. De sâmbătă. De sâmbătă și avem program de apă între 6 și 8 și între 18 și 20. Băi, e greu la etajul 4 cu omul la vânt, asta este greu. Să comentezi, domnule, mai fără. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, s-a arătat mirată și îngrijorată de ceea ce se întâmplă acum în Bacău. Probabil că primăria va rezolva problema și nu cred că stau degeaba, pentru că a nu avea apă într-un oraș e o mare problemă. Și primarul Cosmin Necula afirmă că va depune plângere penală la poliție din cauza pierderilor financiare uriașe pe care le-a suferit municipalitatea ca urmare a avariilor repetate. Pentru localnici există 11 puncte unde primăria distribuie apă potabilă și 40 de puncte de unde pot procura apă nepotabilă. Mobilizare în cor pentru un coleg de breaslă. Membrii ai corului Mari Uniri și actorii ai Ateneului din Iași au donat sânge în această dimineață. Artiștii nu au venit îmbrăcați oricum, ci în haine de scenă. De centenar alături de semenii noștri. Acesta a fost mesajul transmis de către membrii corului Mari Uniri și actorii Ateneului din Iași, prezenți astăzi la Centrul Regional de Transfuzie. Artiștii s-au mobilizat pentru a dona sânge care să ajute la vindecarea muzicianului Mihai Proca. Va suferi mâine o intervenție chirurgicală. Noi sperăm să iasă bine, îi dorim multă sănătate și îl așteptăm în continuare alături de noi în muzica Iașului. N-ați venit oricum, ați venit îmbrăcați într-o uniformă. Exact, pentru reprezentarea corului Mari Uniri și pentru a încuraja, prin ceea ce facem noi, a încuraja și pe alți oameni să vină să facă același lucru, pentru că este foarte important. Chiar dacă e dimineață, Erica
nu am avut cine să rămână pentru că mama a plecat la serviciu, așa că a trebuit să o iau eu cu mine. Și acum, da, vrei să dai și tu un interviu? Inițiativa artiștilor a fost apreciată de reprezentanții Centrului Regional de Transfuzie Iași. Pe timpul verii, numărul donatorilor este mai mic decât în celelalte perioade ale anului. Cam câte persoane vin aproximativ în medie? În perioada de vară întotdeauna ne-am confruntat cu o scădere dramatică a numărului de donatori. În ultimele zile, media a fost de aproximativ 30 de persoane care au donat. Bineînțeles că cele 30 de unități de sânge sunt total insuficiente pentru a face față tuturor solicitărilor din spitale, pentru că bolnavii, din păcate, nu își iau vacanță. Sperăm să, de la acest caz particular, să mergem spre general, astfel încât cei care ne ascultă, cei care vin la concertele și la spectacolele noastre, să vadă în actul ăsta de prezența al nostru astăzi aici un exemplu, un îndemn ca atunci când pot să vină și să ajute, pentru că a putea să ajute și a sta departe nu e ok. Ieșenii care vor să doneze sânge pot merge la sediul Centrului Regional de Transfuzie de pe strada Nicolae Bălcescu, numărul 21, lângă Spitalul Sfântul Spiridon, de luni până vineri, între orele 7 și 13. Atât pentru moment, dar ne revedem la ora 18 cu principalul jurnal al zilei. Vă aștept, Lucian, pasă la tine. Mulțumesc foarte mult, Roxana. Suntem cu ochii pe tine și știrile regionale la ora 18. Sper să și marchez din pasa ta. Da, trecem la fotbal de acum încolo, deși mai avem ceva informații importante din sportul din această zonă a Moldovei. Ne referim pentru început la Politehnica Iași. Situația din exterior pare oarecum tensionată. Odată cu venirea noi echipe de la conducerea clubului pe 8 iunie în această vară, par a exista, așa cum spuneam, două tabere, iar acest lucru pot confirma sau infirma invitații mei. Noua conducere are oameni importanți în toate posturile, mai puțin cel de antrenor principal, acolo unde Flaviu Stoican are continuitate. În rest, director sportiv Tibor Selimeș în locul lui Marius Onofraș, conducerea acum este pe mâinile lui Horia Sabo, iar Adrian Ambrozi a rămas președinte executiv, dar fără aceleași atribuțiuni ca în trecut, și exemplele pot continua. Despre lotul de jucători s-a spus, odată cu prezentarea noii conduceri, că noi jucători vor fi aduși de directorul sportiv, iar Flavius Stoican, antrenorul, îi va pregăti și va face cea mai bună echipă. Domnilor, aceasta este imaginea pe care o văd suporterii. A scris și presa că vestiarul e ca un butoi cu pulbere, că numai în pielea lui Flavius Stoican să nu fii. Care e situația? Tibi Selimeș. Flavius e din vestiar, așa că da? Okay. Da, în primul rând, bună ziua. Este pentru prima oară când vorbesc la microfon și vreau ca să încerc să mă acomodez. Prima oară într-un studio când vorbesc la microfon. Situația stă în felul următor. Noi toți care suntem acum la Poliași suntem și vrem să fim o familie. Să continuăm pe o linie în care spun cu încredere că putem face performanță. La ce mod? La modul în care toți o să punem umărul la succes. De ce spun asta? Pentru că avem nevoie de încredere, avem nevoie de continuitate, avem nevoie de ambiție. În ceea ce privește vestiarul, lucrurile sunt clare la noi. De ce spun că sunt clare? Faptul că mă bazez pe un lot de jucători care are în continuare continuitate, are încredere, are din partea mea respect. Cei care au venit, jucătorii noi, au venit și sunt convins că o să dea totul pe teren. Am avut discuții cu Tibi,
toți cei care au venit și vor veni, vor veni cu sufletul pentru această echipă. În ceea ce privește conducerea clubului, astăzi s-au rezolvat 90% din problemele financiare de anul trecut, restanțele. Mai sunt lucruri mărunte care se vor rezolva săptămâna viitoare. Oamenii care au venit, au venit cu gânduri bune, cu gânduri ca să facem treabă. Sper ca toți să avem răbdare, pentru că ca orice început nu este ușor. Încă avem așteptări în ceea ce privește venirea jucătorilor importanți, dar știți și dumneavoastră foarte bine, atunci când vrei jucători cu calitate, jucători care au un CV bogat, trebuie să ai și răbdare. Mi-ar fi plăcut, și nu spun că nu, aș fost foarte bucuros să fie în Antalya, dar destul de dificil, pentru că suntem foarte atenți la înregimentarea lor. În rest, cu Tibi am discuții zilnice. Sper să ne ridicăm la pretențiile publicului ieșan, pentru că oamenii s-au învățat cu lucruri mărețe, iar noi suntem aici să ne punem în slujba lor. Până la urmă, pentru ei jucăm, ei sunt cei care vor fi mulțumiți sau nemulțumiți. Exact. Așteptările vor fi foarte mari în acest sezon, pentru că anul trecut echipa a ajuns să joace în play-off și deja suporterii văd meciurile Iași-Chiajna sau Iași-Călăraș, diferențe ne văd pe noi de 4-5-0, ceva de genul ăsta. Nu o să fie ușor. Clar, toate echipele își doresc obiective îndrăznețe. Asta cu toții știm, am văzut și din declarații, am văzut și ce fac sau ce au făcut în această perioadă. Dar cu siguranță nu o să ne fie ușor. Iar nici echipelor mari nu o să le fie ușor cu echipele mai slab cotate. Ceea ce cred eu că este un plus pentru campionat. Mai departe, de ce putem spune că trebuie să avem răbdare? Pentru că orice început este greu. Acum, în ceea ce privește lotul de jucători, eu sunt gânditor. La momentul ăsta, asta este cuvântul care mă caracterizează. De ce? Pentru că din lotul pe care noi ne bazăm în acest campionat, la meciul cu cei de la CSU Craiova lipsesc patru jucători importanti. Și mă refer la Bosoi, Bădic, Sin și Mihăiescu, care este suspendat. Deci sunt patru jucători care nu i-am pe teren la meciul cu cei de la Craiova. Cei noi veniți, eu sper ca să se integreze cât mai repede și de ce spun cât mai repede? Pentru că Dylan Flores, un jucător în care eu cred foarte mult, Tibi Selime și l-a urmărit și mi l-a propus și suntem încrezători că o să facă o figură frumoasă, dar este încă, din punct de vedere al integrării, un pic în urmă, dar nu suntem disperați. Suntem încrezători că prin calitățile lui se poate integra mult mai rapid. Cam asta este realitatea la momentul acesta în ceea ce privește lotul de jucători. O să ne fie greu, dar nu, v-am zis, nu suntem disperați. Tipic, cum e cu lotul de... Ba, da, nu, cum înainte... Stai, cum a început și Flavius. Da. În primul rând, suntem o familie și trebuie să fim o familie, dar voi deja ne luați că suntem două grupulețe. Nu, suntem un grup și trebuie să fim un grup în continuare și cu siguranță împreună putem să ajungem undeva sus, unde ne-am propus. Cu lotul de jucători. Dar s-a promis lui Flavius, chiar eu i-am promis că o să ajungă și în Turcia. Din păcate, n-am putut să realizăm acest lucru. Chiar pentru că, cum a zis și Flavius, pentru jucătorii buni trebuie să stai după ei. Din păcate, nu suntem pentru nimeni prima opțiune. Am vrea noi să fim și sperăm să ajungem acolo să fim prima opțiune. Din păcate, nu suntem, dar eu cred că cu ce am adus și ce vom aduce de acum încolo, eu cred că o să facem o echipă bună. Dar, cum a zis și Flavius, trebuie să avem răbdare cu toții. Eu știu ce înseamnă să fii antrenor, să pregătești, să vină jucătorii în urmă. Trebuie să avem răbdare, să avem încredere, nu numai în toată lumea, să avem încredere. Și ușor, ușor, eu sunt convins că vom face o treabă bună. Cum este Iașul acum față de modul în care îl priveai înainte să ajungi aici?
La ce te referi? Fotbalistic, la fotbalistic? Direct. La oraș, da. Mi-a plăcut foarte mult. Fotbalistic, v-am spus, e foarte important. O să vină jucători și a venit câțiva jucători de valoare și o să mai vină jucători de valoare. Acum e și, depinde și de ei, de mentalitatea, de atitudinea lor, cum se integrează, cât de repede se integrează. Nu fac probleme, Flavius are metodele lui care imediat le integrează. Dar nu depinde numai de Flavius, depinde și de fiecare jucător în parte și jucătorii vechi să-i primească cât mai repede cei noi. Deci nu depinde numai de un om, depinde de mai multe, depinde de mai multe factori, dar eu sunt convins că în cel mai scurt timp vom rezolva și situația asta. Și eu am maximă încredere în Flavius și răbdare maximă cu tot ce o să fie. Emisiunea poate fi urmărită și pe pagina oficială de Facebook TVR Iași și chiar vă rog să transmiteți întrebări. Deja unii dintre dumneavoastră au transmis întrebări pentru invitați și le așteptăm. Haide, de ce nu să dăm citire primelor întrebări pentru Tibi? Da. Este adevărat că s-au semnat contracte cu unii jucători, dar pe care Flavius a considerat că nu sunt utile echipei? Întreabă Liviu Constantin Roman. Nu știu, întrebați-l pe Flavius, poate este un 1-2 jucător care eu sau noi avem încredere, dar nu cred că el a zis că nu are nevoie. Poate crede că un viitor sau un viitor apropiat o să fie, dar nu în momentul. Eu vorbesc de Musa, e un jucător care a venit cu 7 kg în plus și eu am încredere că dacă își pierde kilogramele astea, exact ca și cum a fost cu bizonul de la Steaua, de așa, exact. A plecat și la Petrolul. Eric la un moment dat era Eric la fel. La un moment dat, trebuie să avem răbdare și cu el. Vedem. Flavius? Deci, în lotul actual, sunt jucători care fiecare dintre ei are calitate. Fiecare dintre ei trebuie să prezinte pe teren, să arate pe teren ceea ce poate. După cantonamentul din Turcia, am anunțat că sunt jucători care au nevoie de meciuri la un nivel inferior, dar asta nu înseamnă că nu există răbdare din partea mea. O să scot maxim din fiecare jucător, o să scot totul pentru ca ei să arate pe teren un randament bun. Voi analiza foarte atent ceea ce pot fiecare dintre ei, chiar dacă unii au o vârstă de 17 ani, iar alții au o vârstă de 35 de ani. Pentru mine, toți jucătorii care fac parte din echipa lui Politehnica Iași sunt jucători importanți. Sunt jucători în care eu cred, fiecare cu bune și cu rele. Până la urmă, eu sunt aici ca să le pun în valoare calitățile. Mai departe, rămâne doar la aprecierea publicului dacă ei merită aplauze, pentru că la mine, pentru mine, cei mai importanți sunt suporterii. Este dezamăgitor când văd tribunele goale, iar noi suntem aici ca să-i aducem la teren. Eu sper ca fiecare dintre ei pe care eu să-i opresc în lotul de 25 să-și aducă contribuția pentru succesele echipei. Iar Iașul este pe un onorant loc 4 la capitolul suporter, asistență la jocuri. O întrebare pentru tine, Flavius. Îți solicită un suporter să faci comparația între jucătorii care au venit anul trecut la Poli și cei care au venit în acest an. Deci noi am pierdut anul trecut sau anul acesta jucători importanți și mă refer în primul rând la Ceaca. Este un jucător care a dovedit că are calitate, de aceea a ajuns și la FCSB. Apoi Joe Santos, i-a expirat împrumutul, nici nu puteam să mai ne bazăm pe el. De ce? Pentru că era și un jucător foarte scump din punct de vedere al salariului și avea un contract foarte bun la Sheriff Tiraspol. Apoi plecarea lui... Unde a și jucat foarte bine. Unde a și jucat foarte bine, am înțeles că a marcat două goluri. Apoi plecarea lui Platini, iarăși un jucător foarte bun din punct de vedere sportiv. În schimb, am avut discuții în ceea ce privește comportamentul lui, pentru că nu mi s-a părut corect față, nu numai față de mine, față de public, să ai o asemenea ieșire la meciul cu Steaua. Eu am uitat acel lucru, de aceea i-am dat și credit în ultima etapă. În schimb, el nu s-a mai prezentat la programul echipei. Am făcut un
un referat în ceea ce privește absența lui, apoi dorința lui a fost să meargă undeva unde câștigă mult mai bine din punct de vedere financiar. Deci trei jucători până acum foarte importanți, apoi plecarea lui Coșelev, iarăși un jucător pe care eu mă bazam, dar la fel dorința lui a fost de a merge undeva unde poate să-și arate calitățile și să aibă o evoluție mai apreciată din punct de vedere sportiv și să aibă mai multe minute. La noi, în echipă, nu există titulari și rezerve. Fiecare dintre ei își câștigă locul. Ca și venire sau ca și veniri, pot spune că Flores, Dylan Flores, este un jucător care are calități cel puțin la nivelul celor care au plecat. Acum suntem în așteptarea a trei atacanți, unul dintre ei pe care eu îl apreciez foarte mult din imaginile video. Am vorbit cu Tibi și are referințe foarte bune în ceea ce privește și comportamentul și caracterul lui. Este un jucător care sper să vină cât mai repede. Exact ce am spus și mai devreme, un jucător foarte bun, trebuie să stăm după el pentru că nici nu îi oferim condiții de Champions League, îi oferim condiții bune de performanță și el ca el să ne ajute, iar noi la rândul nostru să-i oferim șansa să evolueze la mai bine, să ajungă să joace și mai bine. Deci sunt doi jucători foarte importanți. Musa, exact ce v-a zis și Tibi, un jucător care este din punct de vedere fizic în urmă, eu mă refer la toate aspectele, dar cred că este pe drumul cel bun. În ultima perioadă, cel puțin la antrenament, îl văd foarte dornic să uite de aceste kilograme și să încearcă cât de repede poate să dea jos, dar cu toate astea văd dorință din partea lui. Calitatea are, este un jucător care are o viteză de reacție foarte bună, un jucător care are forță, chiar dacă are o statură foarte, foarte mică, dar important pentru mine este că atunci când intră pe teren să dea totul. Cu bune, cu rele, dar să-l văd că moare pe teren. Asta între ghilimele. Anul trecut, deci, per total, eu sunt optimist în ceea ce înseamnă, venirile de jucători, dar și mai optimist este faptul că grupul acesta continuă și au încredere că pot face lucruri frumoase. Vin noi jucători, se integrează, îi dăm drumul la treabă. Exact. Anul trecut jucătorii veneau pe filiera Arcadie Zaporojanu, anul acesta Ana Maria Prodan este implicată și chiar a fost implicată, dar nu vin numai pe Ana Maria Prodan. E normal, că nici anul trecut nu au venit doar pe filiera Arcadie Zaporojanu. Cred că a venit și din alte părți. Deci, și până la urmă nici nu este atât de important acest lucru. Cine aduce jucători? Important să vină jucător ca Flaviu să ajungă unde toți ne dorim. Pentru că asta înseamnă o echipă, să aducem și el să facă ca cu acest jucător să ajungem în primii șase sau dacă o să avem posibilitatea să urcăm și mai sus, că asta ne dorim cu toții. Și el își vrea cu siguranță să ajungem odată să fim campion. Cu noi toți ne dorim acest lucru. Dar cu siguranță dacă copiii ăștia vin, cei care a zis și Flaviu, și mai o să mai vină mai mulți jucători, cu siguranță o să ajungem și acolo cu timpul. Avem nevoie de timp, muncă multă și restul el știe ce are de făcut. Da. Apropo de Ana Maria Prodan, avem și o declarație a ei, dar și a directorului general Horia Sabo, în urmă cu două zile, iată ce au spus. Tot bugetul pe anul ăsta e asigurat. Absolut tot bugetul. Sunt și bani aduși în club, sunt și bani care trebuie să vină în club. Bugetul e asigurat. În ceea ce privește transferurile? Sunt făcute transferurile. Mai sunt câțiva jucători care trebuie să vină, dar aici Ana vă poate spune mai multe. Doamna Prodan a venit pe postul de președinte? Nu. Doamna Prodan, vă spun eu, noi suntem foarte buni prieteni de familie de mult, prea mulți ani, ne cunoaștem așa din privire și cred că trebuie să fie o mândrie pentru ea și că aveți un astfel de om care își riscă banii familiei pentru a ține acest brand în viață, că până la urmă au murit cam cele mai importante branduri de-a lungul timpului. Oricând vine un astfel de om și riscă tot pentru universitatea, pentru Politehnica, cred că trebuie respectat la maxim. În ce va consta colaborarea? Colaborarea eu voi propune cei mai buni jucători pentru ca această echipă să fie în primele șase din România. Va
V-am propus vreo funcție administrativă? Cei de la Iași luați în calcul acest lucru, dacă vă propun? Eu sunt Ana Maria Prodan, sunt numărul 1 și dacă vreodată cineva îmi va propune, tot ca numărul 1 o să vin. Pup, pup! Mulțumim! Da, le mulțumim celor care ne urmăresc și iată mesaje. Succes la Craiova, succes la debut și întrebări despre meci, dar vom reveni la meciul startului de campionat pentru Politehnica Iași de acum, în partea de final a emisiunii noastre. Deci, mai vin jucători, Tibi. A început să spună Flavius. Spune-mi cum a fost toată această perioadă, cu căutări, cu... Vă dați seama, a fost o perioadă foarte, și este încă o perioadă foarte grea, pentru că am venit foarte târziu și, cum am zis, nu suntem prima opțiune pentru nimeni și e greu să găsești jucători de valoare. Nu exagerez, nu știu, am văzut peste 400 de jucători în luna asta și e foarte greu să te decizi, să ne decidem, să luăm din cei 400, să luăm 3, 4, 5, 6 jucători de valoare. Oricum, nu-i cunoști decât îi vezi, nu-i cunoști caracterul, nu știi mentalitatea lor. Deci e foarte greu. Există vreun site, să glumim puțin, ca la mașini, dai caracteristici, prețul pe lună până la atât? Nu. Sunt foarte mulți manageri cu care lucrez și îți trimit jucători. Dacă tu spui la cineva că ai nevoie de atacant, îți trimit 10 manageri, îți trimit imediat în 30 de secunde, îți trimit 30 de jucători și de acolo trebuie să vezi, să studiezi, să faci. Asta, anul ăsta, așa s-a întâmplat, din păcate. Spun din păcate pentru că din iarnă nu o să mai fie așa ceva. Deja sper să închidem cât mai repede, ca Flaviu să aibă tot lotul la dispoziție să lucreze cu ei și după aia noi trebuie să începem din nou să lucrăm, dar să lucrăm pentru la iarnă. Pentru că așa e normal, să vedem că avem timp să-i studiem mai mult, să, când are și el timp mai mult, Flaviu, să-i mai vadă și el ce jucător. Selectăm din 900 să selectez 3-4 pe aceeași post, să-i dau să-l vadă și el și după aia ne decidem cam ce aducem din aia 3. Cam așa mă gândesc eu că o să lucrăm de acum încolo. Dar vă spun, luna asta a fost o lună grea. Când ai știut că vii la Poli? Păi, cred că a fost o discuție de acum două luni înainte să semnăm, parcă două luni. Exact, pe 8 nu mai știu. Iunie, cu două luni înainte oficial, s-a discutat niște. Dacă eram atunci, deja era altceva. Puteam să aducem jucătorii mult mai repede, dar nimeni nu stă după tine, nu stă exact. să te aștepte că suntem Poliași, nu. Nu, n-a așteptat nimeni. Cei care pe care vroiam să-i aducem au plecat pentru că au primit ofertă și după aia am început să lucrăm în continuare și să-i vedem pe cei care am adus. Ce mai este urgent de pus la punct din punctul tău de vedere? Să vină jucătorii cât mai repede. Avem, cum a zis și Flavius, avem trei atacanți care trebuie să vină. Unul care v-a și zis că un jucător de valoare care a jucat în prima ligă belgiană. S-ar putea să ajungă cel târziu, mâine, poi mâine, să ajungă iar un jucător care a jucat și în prima ligă din Franța și prima ligă belgiană. Deci sper să ajungă ăștia cât mai repede, plus încă un fundaș central și un fundaș lateral, care a jucat tot așa în Champions League aseară și a dat și pasă de gol. Uh-huh. Dar până joacă în Champions League nu poate să vină la noi. Exact. Cam asta. Și pe lângă aceștia ar mai fi nevoie de, toți mai doresc și alte posturi acoperite, Flavius? Știți cum este, până când se termină perioada de transferă, suntem atenți la fiecare jucător în parte. Dacă există ceva care să fie wow, vă dați seama că este important să-l aducem și dorința lui. Dar până acum suntem în grafic,
V-am zis, era important să-i avem în Turcia, dar asta nu înseamnă că suntem disperați. Avem un grup, avem o echipă, suntem încrezători, chiar dacă ne așteaptă trei partide și mă refer la începutul acesta de campionat, trei partide dificile. Și anul trecut am început destul de greu, dar până la urmă ne-am așezat și cred eu că am terminat cu brio și cu succes campionatul trecut. Sper ca și anul acesta să-l terminăm și mai sus. Din patru partide avem trei afară. Deci vă dați seama că este un început foarte greu și de aia v-am și zis la început să avem mare răbdare, trebuie să avem și răbdare pentru că avem timp acum, timp. Poate să se integreze mai bine jucătorii. Pentru că, vă gândiți, jucăm la Craiova, jucăm la afară, vorbesc FCSB. De FCSB și de Sepsi. Eu cred că până la meciul cu Sepsi, că toată lumea o să fie și o să fie, cum i-am văzut cum lucrează, sunt convins, o să fie ap de joc toată lumea la nivel maxim. Da, promiteam la începutul emisiunii că ne aplecăm atenția și asupra celelalte echipe din zona Moldovei, FC Botoșani, formație care a transferat destul de mult, numai puțin de 11 nume noi și aici includ și jucătorii reveniți la Botoșani după împrumuturi. Iată cum privește finanțatorul Valeriu Iftime noul sezon pentru FC Botoșani și deja cei din nordul țării au anunțat ca obiectiv calificarea în play-off. Valeriu Iftime acum. Lotul, sigur că noi credem că este mai bun. Ca orice club încearcă să fie, repet, mai bun ca anul trecut și toate demersurile noastre au fost să aducem jucători mai buni decât cei care au plecat sau în locul celor pe care noi am disponibilizat practic. O parte au plecat pentru că au avut contracte expirate și eu consider în momentul ăsta că FC Botoșani are un lot mai bun ca anul trecut. Dar, repet, din nefericire sau din fericire, fotbalul nu are soluții dinainte știute, adică facem așa și vom câștiga. Vorbim de nuanțe cumva nu foarte diferite, adică una este să aduci jucători de 10.000 de euro, 100.000 de euro și cu siguranță vor fi mai buni decât cei care sunt liberi de contract. Politica noastră este de a aduce jucători liberi de contract, de a aduce jucători care vor să afirme și că au avut o problemă în carieră și eu am avut până acum acest exercițiu, să spunem, rezolvat. Au venit jucători pe care i-am repus în picioare și asta este și în continuare, să spunem, obiectivul sau filozofia noastră. Așa că am adus jucători anul ăsta după un profil, mai tineri de 26 de ani am socotit noi, jucători care să fi jucat în ultimul timp sau jucători care poftim au avut o evoluție bună la echipa lor, dar din păcate echipa lor a ajuns într-o situație financiară complicată. Mă gândesc la Aristides din Grecia sau la jucătorul Papa care vine de la o echipă din Cipru, cred. Dacă nu suntem foarte bătrâni, conducerea administrativă trebuie să fie mai bună ca anul trecut, pentru că, până la urmă, orice an trecut înseamnă experiență în plus. Este adevărat că s-au produs niște modificări la noi, dar nu sunt de natură să ne destabilizeze. Până la urmă, fiecare om așa are locuitorul lui și că nimeni nu este neînlocuit, poate, în primul rând, banii sunt cei care țin un club de fotbal, priceperea și banii. Priceperea mai găsim, cu banii mai greu. Deocamdată banii sunt ok. Eu cred că, încă o dată, repet, suntem un club stabil și că plecatul unui om din conducere a unui jucător mai mult sau mai puțin important n-ar trebui să destabilizeze grupul sau clubul în așa fel încât să avem temeri pentru viitor. Eu sper și mă țin foarte serios de subiectul ăsta ca FC Botoșani să rămână o echipă de Liga 1, o echipă care are o anumită statură și structură, o anumită viziune, în așa fel încât Botoșani să aibă fotbal de Liga 1 multă vreme de aici încolo. Dar sigur, toate lucrurile au conturul și contrastul lor și trebuie să fim foarte, foarte atenți la fiecare detaliu. Faptul că FC Botoșani deputează contra campioane, el poate fi un dezavantaj pentru că e primul meci, spui, domnule, primul meci, să nu începem cu o înfrângere, dar eu trebuie să noi ne amintim că
Botoșanu, că am început campionatele jucând cu CFR Cluj. Cred că am promovat în Liga 1 și am jucat cu CFR Cluj, tot din postura de campion al CFR Cluj. Și atunci, știu, iar noi am fost nou promovat la Botoșani și am făcut egal. Anul trecut de asemenea, pe de altă parte, avantajul ar putea fi că încă noi, echipele nu sunt foarte rodate și că, eu zic, că efectul al norocului sau al șansei poate să fie mai consistent. Dar, nu, faptul că jucăm cu CFR Cluj este un meci normal, un meci cu o echipă foarte bună, într-un un loc la Cluj, acasă, la CFR, cine câștigă un punct este un bonus, așa că plecăm de pe ultima treaptă a podiumului și dacă reușim, sau a stării noastre, dacă reușim să luăm ceva acolo, un punct sau, eu știu, măcar să înscriu un gol, este un câștig, orice lucru e făcut de genul ăsta, este un câștig. Da, marele pariu pentru jucători este intrarea în play-off. Am vorbit cu ei, am avut discuția asta în cantonament. Sunt cei care au rămas la Botoșani și care formează, dacă vreți, scheletul de bază al echipei, care cred în șansa noastră de a fi în play-off. Cei nou veniți, bineînțeles că nu știu exact pe situația din România, pentru că anul ăsta am adus foarte mulți jucători străini. Deci a fost o altă filozofie față de ani precedenți. Sunt jucători străini, 4-5 jucători străini, plus juniorii pe care noi i-am avut împrumutați la alte echipe. Și atmosfera este ok. Noi credem că, sau cel puțin la momentul ăsta, încrederea și starea este pentru a face un meci bun, meciuri bune în campionatul nostru. Cred că sunt vreo două pariuri pe care aș vrea să se confirme. Primul este ascensiunea lui Rodriguez. Adică Rodriguez a terminat anul trecut cu 3 meciuri foarte bune, sau 4 meciuri, a jucat în perioadă de pregătire excepțional și cred mai departe în faptul că el poate să fie din ce în ce mai bun. Lucru pe care nu l-am crezut acum un an de zile. Un al doilea pariu poate fi acest Ervin Oghenda, pe care l-am semnat ieri. Este un jucător care a fost care a jucat la PSG, care a avut meciul în Liga 1 din Franța, a marcat în Supercupa Franței. Este un jucător care, dintr-un motiv pe care e greu să-l explic acum, pe care nu știu foarte bine, dar toți îl bănuim, e o chestie de organizare, să spunem, mentală și comportamental a fotbalistului, a avut 2 ani de zile de stagnare. Dar este un talent extraordinar și eu sper ca el să poată, adică noi trebuie să muncim foarte mult, să-l integrăm în echipa noastră și el să fie un real ajutor. Deci este un pariu cu el de a-l crește. Și poate un al treilea pariu este fundașul stânga, Aristides, care eu cred că este cel mai bun fundaș pe care l-am avut noi pe această poziție. Și mai sunt pariuri. Pare că sunt cu cei doi fundași centrali care cred că au furat un cuplu extraordinar și cu siguranță vom avea o ofertă la unul din ei. Greu să spun un obiectiv acum, că nu vezi la lucru toate formațiile. Sigur, noi am vrea să fim în play-off. Acum, eu m-am gândit foarte multe ori de ce vrem noi toți în play-off. Pentru că de multe ori o echipă de play-off care nu este pregătită pentru play-off este un fel de ciuca bătăilor și după 2-3 meciuri dispare importanța pentru că nu mai e nicio șansă. Dar sper că anul ăsta să reușim să facem o echipă mai, repet, mai bună ca anul trecut, să jucăm în play-off, pentru că ar fi o mândrie pentru noi ca spectatori și ca iubitori ai fotbalului din Botoșani. Am a fiecare jucător vrea în play-off pentru că îi crește cota, pentru că nivelul de să spunem, de competitivitate este mai mare în play-off. Nu știu, eu cred că organizarea play-off, play-out este ok, doar cu mici retușuri vis-a-vis de cel care joacă în play-off, de exemplu, și care este, repet, ciuca bătăilor, la un moment dat devine dezinteresat de competiție,
Cum își împleau echipele care sunt cumva lipsite de grijă pot să aibă jocuri nespectaculoase. Dar lucrul ăsta se întâmplă în orice campionat cu echipele care cumva au zese de puncte și zic, Doamne, dacă am puncte cât îmi trebuie, campionul pot să fiu, de retrogradat nu voi retrogradat, așa că pot fi mai comod. Lucruri pe care le-am mai văzut de-a lungul istoriei noastre fotbalistice. Un mesaj pentru suporteri, l-am spus de fiecare dată și îl repet și acum, îi aștept cu drag și cu interes la stadion. Până la urmă, fotbalul este un spectacol, fotbalul nu este o afacere. Fotbalul este un spectacol, în esența lui, este cel mai mare spectacol mondial pe care l-a inventat omenirea asta până astăzi. Cel mai nou lucru sau cele mai recente amintiri sunt cele de la campionatul mondial. Fotbalul poate elibera energii negative, poate crea, să spunem, sinergii cu diversi oameni, poate crea stare de bine spectatorilor. Problema noastră este să reușim să aducem oameni la stadion și pentru asta invit cu mare drag să vină. Încă aproximativ 13 minuțele din emisiunea de astăzi, trecem încetul cu încetul la primul joc. Deja întreabă telespectatorii, fanii ai Politehnicii Iași, cu ce gând la Craiova? Tibi. Da, toți avem aceeași gând. Sper să câștigăm, că asta e normal, să te gândești la orice meci să câștigi și să facem, să scoatem cât mai mult din meciul ăsta. Să nu pierdem, dar Flavius știe ce are de făcut și echipa e pregătită pentru ce ai de făcut, Flavius? Da, ne dorim să facem o partidă frumoasă, ne dorim lucrul acesta pentru că jucăm în fața unui public numeros, un stadion frumos, o echipă bună, chiar dacă a început cu stângul acest nou sezon, să zic așa, al fotbalului, dar totuși este o echipă importantă al campionatului, o echipă care are în componență jucători valoroși, chiar dacă au plecat doi jucători importanți și mă refer la Gustavo și Băluță, în schimb au rămas jucători importanți și în primul rând acest Mitriță, un jucător care poate face diferența în momentele cheie ale unei partide. În ceea ce ne privește pe noi, suntem încrezători, eu la momentul acesta caut încă soluții, de ce spun asta? Pentru că mai devreme v-am spus că ne lipsesc patru jucători importanți, patru jucători care oricare dintre ei putea să fie titular, dar cei care vor intra trebuie să-și aducă contribuția la asupra meciului sau să facă o partidă mare pentru un rezultat bun. Indiferent de situație, ceea ce îmi dă mie încredere este faptul că acești jucători, chiar dacă nu o să aibă, eu știu, o evoluție apreciată, sunt convins că o să dea totul pe teren. Sunt convins de dorința lor de a face un campionat frumos. Scuză-mă, Flavius, hai să aflăm și, pentru că l-avem acum la telefon, așa cum am promis la începutul emisiunii, pe Costel Enache, antrenorul principal al celor de la FC Botoșani. Ziua bună! Vă salut pe toți, îmi pare rău, nu văd cine sunt invitații, salut special. Imediat îți spun, Costel, e Flavius Stoican și Tibor Selimeș, sunt Flavius Stoican și Tibor Selimeș, reprezentanții echipei din Copou, formație la care activa și tu cu nu foarte mulți ani în urmă. L-am ascultat ceva mai devreme pe finanțatorul. Ultima parte a discuției am auzit-o în telefon. Vreau să vă salut pe dumneavoastră, invitații, cei care ascultă, dar în special pe Flavius. Am avut o luptă frumoasă anul trecut cu el. Vreau să-l felicit încă o dată. E un om extraordinar și se pare că nu mai e nevoie să demonstreze că e și un antrenor foarte bun. Îi urez baftă în continuare și sunt mândru că fac parte din aceeași generație cu Flavius. Acum trecem la partea noastră. Doamne, ce cuvinte, Costel, ce cuvinte frumoase! E doar constatarea care ar fi trebuit să o exprim mai de mult, dar posibilitatea mi s-a dat acum și o fac cu mare responsabilitate. Baftă și vouă la Cluj! Doamne ajută! Mulțumim tare mult! Da, sunteți pe drum, din ce știu, pentru că am vorbit dimineață. Cu ce gând spre Ardeal, Costel? Suntem așa oarecum, sau cel puțin eu sunt un pic confuz, nu știu
chiar în realitate potențialul echipei și potențialul adversarilor. Au fost multe schimbări în cadrul echipei noastre și chiar în cadrul clubului și la nivel de organizatoric, staff, în fiecare compartiment am avut ceva schimbări. Am schimbat mulți dintre jucători. Timpul n-a fost foarte lung să ne pregătim îndeajuns încât să fim conștienți de potențialul nostru, așa că plecăm un pic confuzi față de o realitate. Sper să putem gestiona bine jocul, pentru că este unul foarte important. E un joc nu neapărat de puncte, e un joc de morală, un joc care să ne aducă încredere în cadrul grupului. Avem foarte mare nevoie de acest lucru, de confirmări și de încredere, pentru că, deși am avut timp puțin la dispoziție, a fost o perioadă în care s-a muncit intens și foarte bine din punctul meu de vedere. Am și argumente pentru care, cu care aș putea să consolidez cele spuse. Am văzut la jucători concentrare, atitudine, dorință și chiar o unitate bună de grup. Sunt valori cu care plecăm la drum și care ar putea să ne aducă rezultate pozitive. Costel, ceva mai devreme, într-un interviu acordat în exclusivitate, Valeriu Iftime spunea că pariul său, de fapt, sunt vreo trei pariuri ale sale și ale voastre, ale tuturor. E vorba de doi jucători, fundașul stânga grec Aristides și mijlocașul ofensiv francez care a venit. Și al treilea pariu este calificarea în play-off. Tu pe ce mizezi? Care e părerea ta? Nu dintr-un spirit de contradicție, dar întotdeauna pentru mine starul a fost echipa, sub nicio formă individul. Mă bazez pe grup, mă bazez pe forța grupului, pe relațiile bune dintre jucători, pe atmosferă, pe responsabilitatea din antrenamente și munca serioasă. Costel, îți mulțumim foarte, foarte mult. Mult succes la debut. Eu vă mulțumesc pentru oportunitate. Și te așteptăm și în direct aici, în platoul emisiunii noastre la TVR. Cu cea mai mare plăcere. Cu cea mai mare plăcere. Oricând, încă o dată salutări celor din studio. Multă baftă și vă mulțumesc pentru invitație. Succes și să debutați cu dreptul. A fost Costel Enache, antrenorul celor de la FC Botoșani. Așa, e frumos așa să primești laude din partea unui coleg. Da, cu care cum este una peste alta, este un băiat deosebit. Și mi-amintesc că anul trecut ați fost la un meci chiar amândoi eliminați. Da. La meciul de la Botoșani. De la Botoșani am făcut licența pro împreună, s-am fost colegi și nu numai datorită licenței pro, dar ne cunoaștem de foarte mult timp. Este un băiat deosebit și mă bucur pentru el ce a reușit acolo, pentru că nu i-a fost ușor, asta o știu cu siguranță, a reușit o performanță în ceea ce privește competiția de Cupa României, ajungând până în semifinale, dacă nu mă înșel. Iarăși, un lucru important este că are continuitate și se oferă în continuare credit, pentru că a demonstrat lucrul acesta și sunt convins că o să facă o figură frumoasă în acest campionat. Încă o dată îi spun și pe această temă, pe această cale, multă baftă. Tibi, unde vezi Iașul la finalul sezonului? Unde ne dorim, cu siguranță ne dorim să fim în primii șase. Eu am mare încredere că echipa o să ajungă în primii șase, așa că sunt convins că o să ajungem acolo. Care să fie aturile Iașului? Cum ți-ai dorit să privească? Aturile care au fost și anul trecut. Forța de grup, spirit de luptători, fiecare meci în parte pregătit maxim. Deci cam asta a fost și anul trecut. Eu cred că asta o să fie și anul ăsta și plus calitatea care trebuie să vină din partea jucătorului, fiecare cu calitatea lui și cu experiența lor să ne ducă în primii șase. Dacă în fața ta, nu aici, ci acolo, la camera 1, s-ar afla suporterii Politehnicii Iași, ce le-ai transmite acum? Ce transmite? Să aibă răbdare, pentru că suntem o echipă în formare. O echipă în formare poate nu o să fie, adică nu o să joace spectaculos acum, dar să aibă răbdare că o să vină și acest lucru și să vină în cât mai mare număr la stadion, pentru că avem nevoie de ei, pentru că un fotbalist când joacă cu tribunele pline se simte fotbalist.
Apropo de suporteri, sunt și abonamentele în continuare puse la vânzare și cu prețuri între 95 de lei la peluză și 185 de lei la tribunele A și B, discounturi. Sunt și avantaje pentru abonați, eu știu, mai multe discounturi la la partenerii ai echipei Politehnica Iași. Apropo de Politehnica Iași, nu mai e CSM Politehnica Iași, ci doar Politehnica Iași s-a revenit la vechea siglă. Cât de important e pentru vestiar, pentru voi? Foarte important. De ce spun asta? Pentru că ultima discuție cu suporterii, pentru că obișnuim să facem astfel de discuții, una dintre priorități era acest lucru, să revenim la numele Politehnica Iași plus sigla și în ultimul rând jocul nostru. Este foarte important că oamenii iubesc această echipă. La fel de important este că, indiferent de nume, ei vin la stadion, indiferent de echipele cu care jucăm. Noi, în ceea ce mă privește pe mine și stafful meu, o să facem tot ceea ce ne stă în putință să scoatem maxim din jucătorii care îi avem la dispoziție. Mai devreme ați spus întrebarea cu ce aturi sau care sunt aturile noastre față de anul trecut. Vorbele care anul trecut eu le spuneam jucătorilor și ceea ce gândeam și ceea ce simțeam că putem ajunge în play-off, acum au devenit realitate. Am reușit lucrul acesta și nu contează acum doar vorbele mele, ei sunt conștienți că se și poate. Doar răbdare, un pic de răbdare trebuie, pentru că nimic nu este ușor atunci când îți propui țeluri îndrăznețe și ca orice început ne va fi un pic dificil. Eu sper să avem șansă să fim la fel cum am fost și anul trecut, chiar mai bine. Chiar dacă anul trecut am început cu o înfrângere la Craiova, dacă vă aduceți bine aminte, anul acesta vrem să scoatem un rezultat pozitiv. Chiar dacă nu va fi ușor, nici celor de la CSU Craiova nu le va fi ușor, pentru că o să aibă un meci dificil cu noi. Și iată, încheiem această emisiune pe un ton optimist. Bine că vestiarul nu e un butoi cu pulbere, așa cum am început, și îmi doresc să meargă totul foarte bine în Copou și să știți că nu are nimeni ceva împotriva echipei Politehnica Iași sau vreunei echipe din zona Moldovei. Sunt convins, suporterii toți își doresc performanță. Mulțumesc foarte mult, Tibor Selemeș, mulțumesc foarte mult, Flaviu Stoican. Mâine, am înțeles, la ora 14, prezentarea noilor achiziții și conferința de presă premergătoare jocului din Oltenia. Toate informațiile le primiți la TVR Iași, la jurnalele noastre. Să aveți o după amiază frumoasă, numai bine!